mare. Așa că o să vă spun la modul direct. Ieri, când s-au împărțit biletele de intrare în ordine... Microfonul! Da. Nu se aude? Acum. Mai mare rușine, da. Eu să nu știu să umblu cu un microfon. Da. Asta e, se mai întâmplă. Pentru când i-am văzut pe concurenții în foaierul teatrului, privirile mi-au fost atrase ca de un magnet către doi puștani de 14 ani, care mi-au plăcut fără să știu cine sunt, de unde sunt, cum cântă. Ei bine, acești copii au cântat o melodie superbă, Albastru Îndoliat se numește, și vreau să vă spun doar atât. Albastrul vi-l dăruiesc dumneavoastră. Să fiți sănătoși, cu copii, cu nepoți, cu toții. Este al copilului meu, care de undeva de sus ne privește, se bucură. Și eu vreau să vă doresc să vă bucurați de această seară cu toții, să nu vă întristați, pentru că așa e viața. Vă doresc multă, multă sănătate! Mulțumesc! Și invităm alături de noi pe frații Călin. Foarte drăgălași, dar nu-i văd. Talentul se lasă așteptat de fiecare dată. Alături de noi, premiul Gabi Dobre, frații Călin.